Viața în orașele care nu dorm niciodată are prețul ei. Locuitorii au parte de un somn mai puțin și de proastă calitate. Nu putem uita faptul că somnul, deși adesea subestimat, reprezintă o parte fundamentală pentru a avea o stare de sănătate bună. Este bine stabilit faptul că dacă nu dormim suficient, ajungem să ne îmbolnăvim. Dar cât de mult este suficient? Depinde de vârstă, dar un adult sănătos are nevoie în medie de 7 până la 9 ore pe zi. Numărul este mai mare în cazul copiilor, care ar putea avea nevoie de 9 până la 16 ore pe zi. O altă întrebare este când ar trebui să dormim. Deoarece suntem animale diurne, dormim noapte. Există variații, bineînțeles, datorită a ceea ce se numește cronotipuri diferite. Unii dintre noi sunt păsări de noapte, care tind să se culce mai târziu și să se trezească mai târziu. În ciuda diferențelor individuale, noaptea este în general timpul pe care corpul nostru îl rezervă pentru somn. De-a lungul a milioane de ani am evoluat pentru a ne organiza procesele fiziologice în funcție de stările schimbătoare de lumină și întuneric. Cu toate acestea, nopțile noastre s-au schimbat enorm în doar un secol și jumătate, datorită utilizării pe scară largă a luminii electrice. Acum, în majoritatea zonelor construite, noaptea nu mai este întunecată. Lumina a permis oamenilor ai căror ochi sunt adaptați la lumina zilei să colonizeze noaptea prin eliminarea întunericului și, în consecință, să ne extindă perioada de activitate până la orele mici. În cele din urmă și cel mai important, este necesară o înțelegere atât la nivel instituțional, cât și la nivel individual a faptului că edificarea unei societăți mai sănătoase depinde în mod fundamental de crearea unui mediu care să faciliteze atât somnul nostru, cât și al vecinilor noștri, relatează adevărul.ro.